Bună ziua tuturor, declar deschisă ședința extraordinară Consiliul Local Chișinău-Criș, în data de 09.09.2022. Primul punct, aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare prin convocare de îndată al Consiliului Local al orașului Chișinău-Criș, din data de 09.09.2022. Cine este pentru? Pentru. În unanimitate. Pentru. Pentru. Mulțumim. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin CNI SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții. Inițiator primar orașului Chișinău, domnul Florin Vlad Schiatăși. Intervenții, doamnă secretară. Aveți la materialele pe care vi le-am prezentat, inclusiv adresa Companiei Naționale de Investiții prin care se solicită predarea amplasamentului, pentru că orașul Chișinău-Criș a fost cuprins în lista obiectivelor de investiții Creșă, la noi în oraș Creșă Medie, cu 70 de locuri. Iar pentru demararea acestui obiectiv de investiții este necesar ca amplasamentul, terenul pe care noi l-am constituit ca fiind liber de sarcini și alipit în ultima ședință de Consiliu, să fie predat pe bază de protocol către Compania Națională de Investiții. Ulterior predării se va putea demara procedura de licitație, dar asta va fi făcută de către CNI. Mulțumim, alte intervenții avem? Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Pentru. 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 Și mâna. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Chișinău-Criș în Comisia de Evaluare a Probei de Interviu pentru Unitățile de Învățământ din raza din rețeaua școlară a UAT Chișinău-Criș, în care se organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Inițiator primarul orașului, domnul Florin Vlad Buschiarăși. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, vă rog, domnule. Propun ca și membru pe doamna sau domnișoara Cornelia Tuns și membru suplean pe Aela Brândaș. Ok, altă propunere dacă mai sunt? Am și eu o propunere. O propun pe colega noastră, Munca Simona. Supunem la vot. Pentru doamna Cornelia, cine este pentru? Și Șofie. Da. Cât să fie? Unul sau doi? Pentru doamna Simona, cine este pentru? Pentru prima propunere pentru Cornelia Tuns. Cornelia Tuns. S-a supus la vot. Toată lumea a fost pentru, sau cum a fost? Normal, din nou și... Nu, da, da, eu da. Și... Inclusiv da, a fost pentru. Ne abținem, mă abțin. A, deci... Cei din sală a fost pentru. Da, și Ovidiu pentru. Deci două abțineri. Două abțineri. N-are rău să mai pui. Trebuie să supus la vot. Cine este pentru doamna Simona? Hai, să fim și aici. Și aici. Și să pot să fie. Împotrivă? Abțineri? Ce? Mulțumim frumos. Declar ședința închisă. Vă doresc o zi frumoasă tuturor și de multă sănătate.